Serviciul de voluntariat pentru situații de urgență din Poenile de Submunte are în dotare 3 utilaje care ar putea interveni atunci când este nevoie. Unul e stricat și necesită reparații complexe, dar celelalte 2 sunt în perfectă stare de funcționare. Pentru că, până de curând, nu exista un spațiu potrivit pentru depozitarea peste iarnă a utilajelor, apa din ele îngheța. Acum însă, autoritățile au construit o anexă destinată în mod expres acestora. În spatele dispensarului uman din localitate s-a făcut o anexă pentru a depozita mașinile, utilajele de pompieri pe care le avem în dotarea SVSU-ului, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Avem 2 oameni angajați pentru a interveni atunci când e necesar, dar totodată era o problemă cu utilajele, mai ales pe perioada iernii, trebuia să le depozitez, altfel apa îngheța în ele și nu era deloc bine. În ceea ce privește sumele alocate dezvoltării Serviciului de Voluntariat pentru Situații de Urgență din Poienile de Submunte, acestea provin în totalitate din banii comunității. Tot ce s-a realizat pe partea de SVSU a fost doar din bugetul local. Anexa construită a fost din bugetul local, utilajul achiziționat din bugetul local, bineînțeles cu sprijinul Consiliului Local, că datorită lor se aprobă și îți votează proiectele. Partea de echipamente și dotări este finanțată doar din bugetul local. Urmează să depunem pe viitor un proiect pe partea de urgență și sper să avem finanțare și acolo. Sincer să fiu, am mai depus, dar având în vedere că am avut utilaj în localitate, n-am mai fost eligibil, că erau eligibile localitățile care nu aveau deloc. Cel mai nou achiziționat utilaj este unul cu tracțiune 4x4, având capacitatea de 2000 de litri de apă. Cu ajutorul acestuia, pompierii voluntari se pot deplasa în locurile izolate ale comunei, fiindcă multe imobile sunt răsfirate pe dealuri, iar acolo accesul nu este tocmai ușor. E un mare plus pentru săteni, pentru că unitățile de pompieri din Vișeu de Sus ar ajunge mult prea greu și le-ar trebui în jur de 40 de minute.